Mă, salutare, salutare, așa, destul foarte de dimineață, cum îmi place mie să mai spun uneori. Da, atipic de data asta, având în vedere că știți problema mea cu soarele. Dar, da, am un pont bun și am zis, băi, astăzi, cam e cazul să profit un pic de el. Sunt undeva pe aici, prin zona Gării de Nord. Nu vă gândiți că drum, adică aici, pentru că aici am intrat altă dată. Stați liniștiți, e trecută și clădirea asta. Vreau să mă duc în altă parte, dar am zis, mă, să fac așa un mic tur. Da, am în spate o statuie a lui George Duca, nu știu, figurează sub ambele nume, din câte am văzut. Bă, peste drum, mă rog, Gara de Nord cu plusurile și minusurile ei. Bineînțeles, ceva probleme tehnice, cameră blocată, chestii de genul ăsta. Și am zis, mă, în sfârșit să-mi iau și aparatul cu mine, că nu l-am mai scos de mult și mi s-a făcut doar așa dintr-o dată. Și da, acum să-mi ridic coitul, cum s-ar zice, și să mergem încolo, așa, un pic, o explorare de-asta mai de dimineață, așa. Bună dimineața, București! București urât și totodată dragămiești, cum mai place mie să mai zic, bă, da, deja bate soarele. Și acum trebuie să am eu un pic de grijă cum trec pe aici să nu mă înjure lumea. Că, da, știți cum e. Grijă și la filmat, grijă și la traversat strada. Da, astăzi fără bazma pe bot, fără mască. Le punem mai târziu, nicio problemă. Că nu se poate să stăm fără măști, fără mănuși. Da, a zis, hai să nu par așa prea ciudată chiar de la ora asta. Tocmai ce a trecut și miliția pe lângă mine. Da, și mă îndrept undeva pe acolo, așa, spre o gură de metrou. Da, rămâne că mă duc la metrou, mă, nu vă spun unde mă duc. Că nu vreau să vă spun unde mă duc, așa că, nu știu, mă-i plimba pe aici, văd eu exact ce fac, dar momentan, ia uite-l, mă, vestitul tramvai al iubirii. Da, nu, mersi, nu mă urc în așa ceva, nu o să pentru mine siroperile de genul ăsta. În fine, da, să traversez acum și să vedem ce găsim prin zona asta a Gliviței, Berzei, Buzești, pentru că după cum mai spus eu, e o zonă care abundă de clădiri, monument istoric, foarte, foarte interesante. Grivița, calea Gliviței, oricum este o zonă cu foarte multe povești. Dacă îi prindeți pe bătrânii locurilor, s-ar putea să aveți surpriza, să aflați niște chestii foarte interesante și să nu vă mai vină să plecați. În fine, nu mai vorbesc foarte mult. Mă duc să-mi văd un pic de treabă, să zic așa. Și, nu știu, ne auzim mai târziu, ne vedem mai târziu. Ciao, ciao!